Postul nașterii Domnului al doilea că importanță după postul Paștilor începe în 15 noiembrie și se încheie în 24 decembrie. Cea mai aspră zi de postire pentru sărbătoarea Crăciunului este 24 decembrie, ajunul nașterii Domnului. Dâmbovițenii care vor renunța timp de 40 de zile la consumul de lapte, ouă, carne, nu se pot plânge că nu au la îndemână produse cu care să le înlocuiască. Magazinele și supermarketurile sunt pline de pateuri vegetale, cașcaval, salam de post și preparate pe bază de soia. Dâmbovițenii care nu petrec însă mult timp în bucătărie, dar sunt hotărâți să postească, pot trece pragul restaurantelor din județ, care se întrec în meniuri care mai de care mai gustoase și, bineînțeles, de post. Este prima zi de post. Țineți post? Încercăm. Fiind prima zi din postul Crăciunului, restaurantele s-au pregătit așa cum se cuvine pentru a întâmpina pe cei care postesc. Pilaf, mazăre sote, spanac, ciorbă de legume sunt doar câteva dintre meniurile de post pe care le găsiți în restaurantele din Târgoviște. Se pare că în prima zi din postul Crăciunului, în restaurantele din Târgoviște, la mare căutare, au fost preparatele de post. Ați avut mulți clienți astăzi care au optat pentru mâncare de post? Multă lume, da. Preferă de post. Cum a început postul, mai mulți sunt care țin post și se cere mai mult post decât dulce. De dulce, mai puțin facem. Care sunt mâncărurile de post care au fost cele mai solicitate azi? Deci, s-a servit și ciorbică și felul 2. Diferite, nu toate la fel. O porție de ciorbă de legume în restaurantele târgoviștene costă în jur de 4 lei și 50 de bani, una de pilaf 3 lei și 50 de bani. La același preț găsiți și piure, în timp ce o porție de spanac sau mazăre vă costă 4 lei și 50 de bani. Dâmbovițenii sunt ademeniți și cu mămăliguță cu sarmale de post la prețul de 6 lei și 50 de bani.